E ce trebuie, e ce trebuie. Mariana Ciprian, John din America au dat această cafea care ne pune morișca în mișcare. Mulțumesc pe Buy Me a Coffee slash Nicu Bendea. Acolo puteți pune câte o cafea ca să avem diminețile mai energice, mai în forță, mai... Ce faceți? Cum sunteți? Mai puteți? Vă salut! Vă salut! Salutul ceferiștilor! Ioși, să nu vorbim tare, să nu vorbim tare, că soacra mea săraca îi distrusă, îi năcăjită, îi dubită sufletește. Cum să-i mă 5 la 0? Bătaie de la AS Roma. AS Roma a nenorocit echipa Clujului aseară. 5 goluri, 5 bucăți, 5... Nu știu ce o mânca astăzi. Dați-mi o idee, dați-mi o sugestie de ceva de făcut rapid. Om lua de la catering, nu știu, că n-are chef soacra de nimic. Fulgeră, tună, spumegă, îi uragan, tsunami, tsunami o soacra, vai de capul meu ce s-o enerva până la 1-0, până la 2-0, o mers cum o mers, la 3-0 deja era ca o cuctă sub presiune, la 4-0 trântit cu telecomanda de a mai găsi 10 bucăți din ea și la 5-0 zis, gata, să nu vă mai văd, extraordinar, 5 la 0 mă dita mai echipa Clujului se ia bătaie de la amărâția aia de la Roma. Ci ca antrenorul Dan Petrescu a zis că el nu mai stă, pleacă. Are oferte de la arabi. Unde să se ducă Bursucu? Bursucu merge la arabi. Ai grijă, Bursucule, drag, că nici la arabi nu o să fie numai lapte și miere, cămile și piramide. Ai grijă, te rog, Bursucule, că vezi ce se întâmplă cu nurcile în Danemarca. În Danemarca o să fie eutanasiate 17 milioane de nurci, căci că ceva mutația virusului s-a dus la nurci și nurcile ne-l transmit înapoi și o fi mai rău și mai rău ca acum. A fost ședință de guvern ieri de la 9 dimineața, ședință, Sica Mandolina a rezistat eroic, n-a dormit nimeni în guvern, că a venit la 7 seara Iohannis, după ce a tras un pui de somn, a venit la 7 la ședința de guvern și după aia au ieșit cu declarații. Dragi colegi de izolare, așa începeam pe Facebook în martie, dragi colegi de izolare, încă 30 de zile de izolare și semi-carantinare ne așteaptă. N-am făcut ce ne-au zis, așa că iar ne bagă cu capul la cutie. Vă dați seama, o să se reintroducă declarația pe proprie răspundere. Când? Noaptea. Noaptea nu o să mai ieșim din casă fără declarație pe propria răspundere. Dar eu declar pe propria răspundere. Cafeaua de la Mariana. Mulțumesc, Mariana. De la Ciprian, băi Ciprian, fostul meu elev Ciprian, bă, mari burse au studenții, mulțumesc, și John din America. Generosul John din statul Arizona care l-a dat sau nu l-a dat pe Trump? Că ăștia tot numără acolo, mă, au trecut la voturile prin corespondență. Vedeți paradoxul alegerilor. La noi în România votează morții. În America s-au dus cu un pas mai în sus. Votează morții, dar cum? Prin corespondență. Extraordinar. Stop numărării voturilor. Așa a zis Trump. Stop numărării voturilor. Stop. Ca așa ei. Dacă s-au votat prea multe, dacă s-au trimis prea multe voturi prin corespondență, numărăm numai când ne convine din ele și restul de nu știu ce facem cu ele. Mai, 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 mai. Leagănul democrației. Aveți grijă. Să revenim la oile noastre. Și nu mă refer la noi, la oile noastre. Interzise petreceri, cu asta sunt de acord. Ce să mai petreci, când, de unde? Astea sunt noile măsuri care intră în vigoare de luni. Noaptea să iese numai cu declarație. Doamne ferește, să aibă nevoie socră ceva pe la 3 noaptea, că atâta scrii la declarații de nu te vezi, de uiți pentru ce mergi să cumperi. Se închid halele alimentare, piețele închise, se închid și ele, dar molurile rămân deschise. Noi un pic de... E bine? Să nu mai putem la noi un ardei, un usturoi românesc, să mergem în mol, să luăm de acolo, din Chile, din Guantanamo, din Antananarivo. E bine, e bine, e bine, e bine, foarte bine! Merge mintea la băiatul, merge mintea la băiatul, merge mintea la bă... Școlile toate online. Le-am distrus noi odată, acum mai punem o cărămidă la temelia înmormântării învățământului românesc. Deci orice, ca să stăm numai în case, să nu propagăm răspândirea virusului. Sunt de acord, dar, pe de altă parte, din martie se știa de chestia asta, că în toamnă o să avem alt val, valul 2. Domnul Tătaru, domnul ministru Tătaru ne-a și zis acum că iar retragem tare ca în 3 săptămâni să avem un platou.
un platou de nuntă se făcea în 3 ceasuri. Acum în 3 săptămâni, domnul tătar a zis să ajungem iară pe platou. Pe platou, trag în el platou, mă. Deci se știa din martie că acum în toamnă o să avem valul 2. Și ce-or făcut ăștia, fățarnicii care ne conduc? Or făcut ce știu ei mai bine. Ce-or făcut? Nimic. Știau cum e sistemul nostru sanitar. Știau că avem puțini medici. Știam că avem puține paturi la ATI. Și ce-au făcut? Nimic. Propagandă gargară. Alegeri. Alegeri electorale. La asta le-a stat capul. Să se perpetueze ei acolo funcții. Să-și pună oamenii pe posturi călduțe la stat, da? Deci să închid multe chestii. Telemunca. Mi se recomandă ca munca să fie făcută prin telemunca, adică să lucrăm iarăși de acasă, că ne pască, că ne pasă, da, da, telemunca. Păi corect, mă, că ăștia care ne conduc politicienii, ce fac? Telemunca, atâte zoați la televizor, ba la Antena 3, ba la România TV, ba la Digi, ba la Dracu, ba la Lacu, ba la Hustler Blue, ei fac telemunca, asta e munca lor, telemunca. Iar mințiți poporul cu televizorul. Nu suntem un pic ipocriți și un pic mai mult fățarni, ha? Că pe 6 decembrie o să avem alegeri. Alegeri în deplină siguranță de sănătate. Hai să fim serioși. În America, după ce au făcut ăștia alegerile, 115.000 de cazuri noi pe zi de infectări, da? Și noi putem să organizăm mai bine alegerile decât americanii. Dăm pe muzică cu banii, să audă și americanii. Generosul John din Arizona. Mariana și Cipri, mersi, buy me a coffee. Buy me a coffee, că nu vă pare rău, că aici vorbim. În următoarele 30 de zile, oriunde o să ne vărsăm amarul? Aici, aici, la telemuncă. Asta e telemuncă și pentru noi, da? Da, 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 da. N-am fost cu minți, ne-au băgat iar la izolare, dar de aia care prefigurează o lockdownare. Că în Anglia, în Marea Britanie, o zi înainte de lockdown, ce-au făcut englezoi? Au rupt terasele și după aia au mers în magazine și și-au luat haine. Cum vine asta, mă? Știi că stai 30 de zile în casă și tu ți-ai înainte haine noi, multe haine noi, haine noi, multe haine noi. Te îmbraci frumos și stai în casă și te uiți la bec. Nu pot ieși afară, dar ce frumos sunt îmbrăcat. Sau s-au fi gândit așa, bă, măcar să aibă ăștia haine atunci când își fac poze și își pun pe mediile virtuale să nu apară tot cu același pullover. Că pe englezoi îi interesează. Așa că, dragii mei, vineri, sâmbătă, duminică, un city break pe acasă și de luni, vacanță la domiciliu. Excelent! Se prefigurează niște sărbători senzaționale. Moș Crăciun jubilează, zice, nici nu mai trebuie să vină anul ăsta. Moșul Nicolae se gândește să le pună la toți ăia care puteau să facă ceva și n-au făcut, cât un bețișor în cizme. Dar nu-i normal, mă, adică e normal așa ceva. Știau ce o să se întâmple. Se știa că aici o să ajungem. Că oricum suntem în colaps și fără virus, da? Și nu au făcut nimic. Nu au ieșit la televizor, numai gargară, numai politicianisme. Au făcut alegeri, s-au pus iară în funcție, tot ei. Să vă mâncați pensiile, să ne mâncați zilele, da? Asta știți numai să faceți. Și după aia din pix, închide mai, închide mai, închide. Înțeleg că toată Europa e în situația asta. Bă, dar nu vii de azi pe mâine să ne faci chestia asta. Nu-i frumos, adică voi n-ați făcut nimic, numai atât noi să facem, nu? Și voi să fiți acolo, mă. Deci repetentul clasei ia premiul întâi. Cam așa vine, nu? Repetenții, corigenții, da? Ăștia iau premiul întâi cu coroniță. Și ne învață pe noi ce trebuie să facem când ei nu respectă, mă. Noi nu știm că dacă am ști ce fac ei, nu mai zic că așa se zice lumea, că instig, că nu știu ce, e vineri și să ne luăm pulsul, să ne calmăm. Asta e, bucuroși le-o duce toate de-o fi pace, de nu-i război. De nu-i război, asta o să vedem noi. Război nevăzut, titlul unei cărți duhovnicești. Stăm cu minți 30 de zile, că n-avem ce face. Purtăm mască peste tot, mască peste mască, mască, mască. O să punem măști de alea ca păpușile matrioșcă. Mască de exterior, mască de interior, mască de interior mic. Asta este. Ce să facem? Aici s-a ajuns. Repet, nu suntem noi singuri. Toată Europa, să nu zic, toată lumea e sub asediu ăsta al virusului. Deci o să ne vedem de ale noastre. Că noi suntem un popor docil, un popor cum se cade, un popor... Miorița. Miorița, cafeluța, mulțumesc! Mâine o să pun un video, dar pe la 11, așa, că vă las să mai dormiți, un video cu mai multe videouri în el, de prin spectacole, de prin alte intervenții pe net.
și o să ne regăsim și acolo. Dar de la 10 dimineața o să ne vedem, sper eu, luni, cu bine. Asta este situația, mergem mai departe fără probleme. V-am salutat, o zi de milioane și un weekend de miliarde. Să nu disperăm că ne avem unii pe alții. Aici pe canal, la Nicu Bendea, când a sunat clopoțelul, îi de bine. Nu-i roa alertul, e Nicu Bendea. V-am salutat. Hai mă, nu fiți triști. O să trec și peste asta, ce va fi, va fi. Hai, nu fiți triști. Intrați aici la Nicu Bendea pe canal și ne distrăm. Ne facem așa zilele mai frumoase cât putem. Aștept comentariile voastre și să trecem cu bine. Că suntem un popor de neam de piatră. Piatră bună. Ne vedem, da? Fiți tari. Vă pup.